Așa cum ne așteptăm, suntem în Vechiul Testament, cărțile prorocilor mici, cartea lui Maleahi, ultimul dintre prorocii mici pe care îi abordăm, dar este și ultima carte a Vechiului Testament. Este primul mesaj din cartea prorocului Maleahi. Vă invit să vă ridicați. Vom citi primul capitol. Prorocia, cuvântul Domnului către Israel prin Maleahi. V-am iubit, zice Domnul. Și voi ziceți, cu ce ne-ai iubit? Nu este Esau, frate, cu Iacov, zice Domnul. Totuși am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. I-am prefăcut munții într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustiu. Și dacă ar zice Edomul, suntem nimiciți, dar vom ridica iarăși dărâmăturile, așa vorbește Domnul oștirilor. Să zidească ei, căci eu voi surpa și se vor numi țara răutății și poporul pe care s-a mâniat Domnul pentru totdeauna. Veți vedea cu ochii voștri lucrul acesta și veți zice, mare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor către voi, preoților, care ne socotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Și dacă ziceți, cu ce te-am spurcat? Prin faptul că a zis, masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șcheapă sau bolnavă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea? Va ține el seama de ea, zice Domnul oștirilor? Și acum vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Vă va primi el cu bunăvoință când mâinile voastre fac astfel de lucruri, zice Domnul oștirilor? Cine din voi va închide porțile ca să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? N-am nicio plăcere de voi, zice Domnul oștirilor, și darurile de mâncare din mâna voastră nu-mi sunt plăcute. Căci de la răsăritul soarelui până la sfințit numele meu este mare între neamuri și pretutinde se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curate, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Dar voi îl pângăriți prin faptul că ziceți masa Domnului este spurcată și ce aduce ea este o mâncare de disprețuit. Voi ziceți, ce mai osteneală, și o disprețuiți, zice Domnul oștirilor, și aduceți ce este furat, șchiop și bolnav. Iată darurile de mâncare pe care le aduceți. Pot eu să le primesc din mâinile voastre, zice Domnul? Nu. Blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși juruiește și jertfește Domnului o vită bolnavă. Căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșător printre neamuri. Amin. Doamne, numele Tău este măreț și nouă ni se cuvine să avem frică de Tine, Doamne, să Te cinstim și să ne dăm toate silințele să-ți fim pe plac, pentru că știm că Tu ești vrednic să fii înălțat, să fii cinstit și știm că atunci ne merge cel mai bine când înălțăm numele Tău și sfințim pe Iisus Hristos ca Domn în viețile noastre. Te rugăm să folosești acest cuvânt ca să ne slujească drept lumină, cercetare, hrană și să fie spre transformarea sufletelor noastre. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Suntem, așa cum am spus, cartea prorocului Maleahi, 4 capitole, ultimul dintre prorocii mici și ultima carte a Vechiului Testament. Tema pe care aș vrea să o abordez și să luăm aminte este, așa cum e bine reprezentată în primul capitol,
cu ce venim înaintea Domnului sau ce îi dăm lui Dumnezeu sau cum ne exprimăm recunoștința, mulțumirea față de Dumnezeu. Era situația lui Maleahi. Maleahi înseamnă mesagerul lui Dumnezeu. El are o povară, are pe inimă un cuvânt din partea lui Dumnezeu care rostește poporului întors din robia babiloniană cam la aproape 100 de ani de la darea edictului de revenire la Ierusalim. Templul era construit și poporul era nemulțumit, era frustrat, era plictisit. E adevărat că Dumnezeu prin proroci făcuseră mari promisiuni. Unele s-au adeverit, altele încă nu s-au adeverit, probabil și-au pierdut răbdarea și s-a întâmplat ca ei să devieze de la calea lui Dumnezeu. Este o carte care vorbește despre superficialitatea, despre indiferența, despre un mod. Deci noi învățăm și din exemplele negative un mod în care n-ar trebui să fim, un mod de a necinsti numele lui Dumnezeu. Și ceea ce vreau să scot în evidență în trei părți, prima parte este o descriere a situației, ce s-a întâmplat de fapt. În partea a doua să vedem ce ar fi trebuit să se întâmple, cum ar fi trebuit să fie poporul. Și a treia parte, cum putem să fim oameni, să rămânem oameni care dau lui Dumnezeu ce au mai bun. Una dintre, așa este considerată, poate cea mai răspândită și mai apreciată carte de devoțiune. Știți că ați văzut că sunt cărți pentru fiecare dintre zile, un text biblic și acolo scurte explicații. Oswald Chambers a scris o carte din meditații de felul acesta, cea mai bun pentru cel preanalt. Se cuvine să-i dăm lui Dumnezeu maximum. Ce avem mai valoros? Însă, așa cum a fost descrierea aici, s-a întâmplat că nu așa au făcut, nu i-au dat lui Dumnezeu ceea ce s-a cuvenit și vedem că au fost implicații majore și de aceea zic, în prima parte, dacă ne uităm în text, am putea să vedem, vedeți, interesant și stilul, apare în mai multe rânduri un fel de dialog. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-a iubit? Maleahi e mai numit și un fel de Socrate al evreilor, datorită acestui stil de a prezenta sub forma unui dialog. Cu alte cuvinte, Dumnezeu le zice, vedeți, căutăm să descriem situația și prin prorocul le spune, eu v-am iubit. Și ei zic, aici este o formulare elegantă, dar este așa una mai, și mai de dispreț. Da, ne-a iubit. Cu ce m-a iubit? Cu ce ne-a iubit? Nu vedeau dragostea lui Dumnezeu, nu recunoșteau bunătatea lui Dumnezeu. Și asta însă a implicat, de aici a derivat foarte multe alte consecințe. Dacă nu vezi bunătatea lui Dumnezeu, Scriptura spune că bunătatea Domnului umple pământul. Tot pământul este plin de bunătatea lui Dumnezeu, într-un alt loc de măreția lui Dumnezeu. Și ei erau într-o situație de orbire spirituală, nu vedeau bunătatea lui Dumnezeu. Și asta a însemnat cu foarte multe consecințe, cum am spus, tragice. Iar noi suntem provocați în fiecare zi să ne deschidem ochii, să vedem bunătatea lui Dumnezeu, că umple pământul.
Deseori spuneam, este aerul lui Dumnezeu. Păi nu putem fără aer să rezistăm, nu știu, fiecare cât rezistă. Maximum 5 minute am aflat, ăia care se scufundă după perle. Scufundători, s-a antrenat, au așa, nu, e aer, și numai atât ar fi. Ar fi suficient. Doamne, mulțumesc pentru bunătatea Ta. Și de aici o atitudine de mulțumire, de recunoștință. Dar nu numai atât a fost. Ei nici nu erau conștienți de faptul că ei nu recunosc bunătatea. Este o stare de necunoaștere a lor de ei înșiși. Ei nu vedeau lucrul acesta, erau într-o stare de orbire, nici nu vedeau bunătatea lui Dumnezeu, nici nu se vedeau pe ei ca o problemă. Avem o problemă, nu, problema nu-i la noi. Și Domnul le dă argumentul, spune, uite, l-am ales pe Iacov și nu pe Esau. Și ei erau acum în contextul lor, erau tot timpul într-o tensiune cu edomiții și care urmașii lui Esau. Și asta era suficient să zice, uite, v-am protejat, cum este protejat Israelul astăzi. Iar este o minune. 5 milioane de oameni într-o mare de arabi, cum anume rezistă? Unii zic, datorită americanilor. Datorită îndurării și bunătății lui Dumnezeu. Atunci, totdeauna a avut poporul de luptat cu un dușman mai puternic decât el. Și spune, uite, l-am ales pe Iacov. Acum m-am uitat și am mai citit încă o dată în Geneza. Păi Esau, dacă citești, păi era mai bun decât Iacov. Și o veni să-i facă la tatăl o mâncare și așa mai departe. O făcut mama lui Iacov o mâncare pentru soțul și așa mai departe. Și multe alte lucruri. Și totuși Dumnezeu l-a ales și bineînțeles s-a ocupat de el și l-a transformat. Și vedeți, asta s-a întâmplat. N-au văzut bunătatea lui Dumnezeu. Și zice mai apoi în versetul 6. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Și Dumnezeu este și tată și Dumnezeu este și stăpân. Nici cinste, respect, nici teamă. Deci nu vedeau lucrul acesta. Deci vedem că de aici au derivat o serie de eșecuri. Închinarea lor a fost compromisă și Dumnezeu n-a primit și spune că nu găsesc plăcere. Totdeauna se vorbește despre jertfe plăcute Domnului. Foarte probabil s-a întâmplat cam așa. Perșii i-au susținut în reconstruirea templului, dar la un moment dat și-au retras susținerea materială și acum ei trebuiau să lucreze în continuare și aveau așa, ca o comparație, acum să mă duc ca ardere de tot să aduc un animal fără cusur sau unul beteac. Pe ăla fără cusur, ăla îl vând mai bine și mai fac niște bani. Păi dacă oricum arde de tot, mai bine duc unul din ăsta la altul beteag. Ori Dumnezeu a fost foarte clar și a spus că cum anume trebuie să fie jertfele și în primul rând să fie jertfe fără cusur. Vedeți, închinarea era compromisă. Rugăciunea lor era o rugăciune în 2:17, voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre. Vă dați seama să se roage, că ei continuau cu viața religioasă, dar rugăciunea lor era un fel de a-L obosi pe Dumnezeu. Pentru că, zice, și cu ce l-am obosit? Noi să-L obosim pe Dumnezeu, noi suntem spirituali, dacă ne uităm. Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de El are plăcere, sau unde este Dumnezeul dreptății? Unde este Dumnezeul dreptății? Sensul este, lui Dumnezeu nu-i pasă dacă unul face într-un fel sau altul, oricum nu intervine. Dumnezeu este nepăsător. Este un mod de a-L jigni, de a-L ofensa pe Dumnezeu. Vedeți, închinarea era compromisă. Ei înșiși, versetul 13, este o fel de plictiseală datorită rutinei. Voi ziceți, ce mai osteneală și o disprețuiți, zice Domnul oștirilor,
Și vorbește din nou despre jertfă, să le primesc eu din mâinile voastre. Adică nu se mai bucurau. Deci când nu mai vezi bunătatea lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, nu te mai bucuri de creația lui Dumnezeu, de lucrarea lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu. Și asta este cea mai grozavă, mai deosebită pricină de bucurie, să știi că Dumnezeu este mai presus de orice și că El te iubește, este Tatăl, este Ocrotitorul și că îți vrea binele la superlativ și face ca toate să lucreze împreună pentru binele tău. Dar nu te mai bucuri dacă l-ai pierdut din vedere bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu. De aici au derivat toate. Deci erau într-o situație spirituală pe care Dumnezeu o sancționează, o condamnă și spune și preoții și începe cu preoții și apoi cu poporul. Acum noi, Noul Testament, toți suntem preoți. Am zis, da, aici păstorii sunt vizați în primul rând. E adevărat, avem o responsabilitate în plus. Dar toți suntem preoți, toți suntem într-o relație cu Dumnezeu. Și vedeți, încă o dată, dacă scăpăm din vedere bunătatea lui Dumnezeu, care ar trebui să ne inspire la închinare, la pocăință, la sinceritate, lucrurile degradează. Viața noastră personală, de familie, socială, din toate punctele de vedere, degradează. De fapt, asta s-a întâmplat. Ajungeau să nu-L respecte pe Dumnezeu, să nu se închine lui Dumnezeu, să nu dea ce este mai valoros lui Dumnezeu și cu toate acestea, ei să fie amăgiți în așa fel încât să zică, nu e adevărat, noi dăm cel mai bun lui Dumnezeu, noi ne închinăm lui Dumnezeu, noi suntem credincioși, noi suntem pocăiți. Cam asta era situația. Cum ar fi trebuit să fie? Ce ar fi trebuit să se întâmple? Care ar trebui să fie situația? Și păi ar trebui și ei nu mai au ocazia, pentru că a trecut istoria, dar și noi să dăm ce avem mai valoros lui Dumnezeu. Deci, Dumnezeu a dat totul. Zice, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe unicul său fiu. L-a dăruit totul, maximum. Și acum, răspunsul potrivit este acesta unic. Trebuie ce avem mai valoros, mai bun pentru cel prea înalt. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Mă mărturisesc că citind ar trebui să mă pocăiesc înaintea Domnului și să mă încred în bunătatea Lui care primește pe păcătoși. Pentru că avem o tendință ca să-i dăm lui Dumnezeu ce mai rămâne, resturile. Și suntem foarte preocupați să ne atingem scopurile noastre personale, care nu trebuie să fie păcătoase, sunt care țin de viețuirea în lumea aceasta. Și pe când să ne gândim la scopurile lui Dumnezeu, suntem așa de obosiți că trebuie să dormim. Suntem rupți de obosiți, ne culcăm, pe când să ne gândim. Deci, ar trebui ce este mai bun în termen de calitate. Vedeți, spune despre spuneam, jertfe fără cusur în comparație cu ce aduceau ei, o vită șchioapă, bolnavă, iar versetul 14 iară vorbește tot în felul acesta. Are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși juruiește și jertfește Domnului o vită bolnavă. Are și de alea fără cusur. Dar când aduce la jertfă, aduce una care este bolnavă. Deci, vedeți, în termenii de calitate. Timpul cel mai de calitate se cuvine să-l dăm lui Dumnezeu. Când suntem cel mai în formă, mai treji, așa, mai... Acum e timpul
de rugăciune, acum e timpul de a citi cuvântul, timpul de a ne face un plan, pe cine sun astăzi, pe cine încurajez, aș vrea să fac și astăzi un bine dezinteresat, stau și îmi stabilesc lucrurile, mă examinez. Vedeți, adesea se întâmplă, bun, e bine și când suntem obosiți. Că și aici, vedeți, zice într-un loc, o jertfă de laudă. În Evrei, capitolul 13, aducem lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică când ești foarte, să zicem, în context foarte bun, ți s-a mărit salariul și așa mai departe, lauzi pe Dumnezeu, aia nu-i jertfă de laudă. Aia este ceva normal. Dar când lucrurile sunt împotrivă, când ai o problemă de sănătate, când poate s-a întâmplat un necaz, ceva în jur, sau în viața ta, și atunci îl lauzi pe Dumnezeu știind că este mai presus și că El poate să schimbe răul în bine și chiar va aduce ziua în care va șterge orice lacrimă și nu va mai fi țipă, durere, boală, și atunci îl lauzi pe Dumnezeu, aia este o jertfă de laudă. Înțelegeți? Asta înseamnă că ce aducem lui Dumnezeu trebuie să ne și coste. E de la sine. Ți s-a mărit salariul sau pensia și sunt mulțumitor înaintea Domnului, nici nu trebuie să depui niciun efort. Dacă ești copil al lui Dumnezeu. Dar dacă este altfel, așa cum am spus, asta înseamnă că te costă. Vedeți? Asta cere Dumnezeu de la noi. Din prisosul, dar și din ceea ce ne este strict necesar, punem la dispoziția lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Ar trebui să dăm primele roade. De aia, deci, cerința lui Dumnezeu a fost ca să vină cu primele roade. Sunt roadele cele mai dorite. Îmi imaginez, eram la țară, așteptam să se coacă cireșele. Și acum se coc cireșele. Și când se coc cireșele, în loc să le mănânc eu, că abia mă așteptam să se coacă cireșele, să le dăruiesc. Aia te costă. Deci este o prioritate. Dumnezeu a spus, faceți o prioritate și veți vedea care va fi diferența. Dați lui Dumnezeu mai întâi. E adevărat că Dumnezeu este Duh. Și El n-are nevoie de cărnurile pe care le aduceau pe altar. Câștigul era pentru popor, pentru că rămânea în ascultare de Dumnezeu. Ce este mai bun? Vedeți, când aducem lui Dumnezeu ce este mai bun? Bun, noi ne putem gândi la lucruri, la timp, la talente, le punem la dispoziția lui Dumnezeu. Am stat de vorbă săptămâna asta cu cineva din biserică și spunea că, uite, Domnul a pus pe inimă să ajute copiii de clasa 8-a ca să se pregătească la română pentru examenul de evaluare națională. S-a antrenat în anul acesta mai mult și vrea să-i ajute. Asta înseamnă că își pune talentul în slujba lui Dumnezeu, dăruiește lui Dumnezeu ceva valoros. Dar, uitați-vă, în versetul 14 spune, juruiește și jertfește Domnului o vită bolnavă. Juruiește, contează și cine aduce. Când a venit Cain și Abel și au adus jertfe lui Dumnezeu, și că Dumnezeu s-a uitat la Abel și la jertfa lui, s-a uitat la Cain și la jertfa lui. Eu cred că problema principală la Cain a fost inima lui nedăruită lui Dumnezeu. De-aia contează și ce dai, și cât te costă din ceea ce dai, și cum dai, cu inimă largă, da? Cu bucurie, și cine dă. Foarte important. Deci, spune foarte frumos în 2 Corinteni, când cei din Macedonia au făcut strângere și au adunat, zice, au dat mai întâi din sărăcia lor luce, dar știți de ce au putut să dea? Zice, s-au dat mai întâi pe ei înșiși lui Dumnezeu. Aici este secretul. Domnul să ne învrednicească. Într-adevăr,
să înțelegem că dacă ceva nu merge, suntem frustrați, suntem nemulțumiți, dacă este plictiseală și nu este bucurie care ar trebui să fie în viața unui copil al lui Dumnezeu, nu am spus că râs, că sunt multe situații, dar avem o bucurie măcar în nădejde. Mă bucur că știu că nu vor rămâne lucrurile așa cum sunt, ci Dumnezeu pentru copiii lui va interveni și le va transforma să le slujească spre binele lor. Și de aia am o bucurie din adâncuri. Dacă nu este așa, înseamnă de să ne examinăm, ne cercetăm. Înseamnă că am căutat să venim înaintea Domnului cu resturile, cu ce a mai rămas, nu cu primele roade, nu cu ceea ce este fără cusur. Și zice, du-te la guvernator, dă tu o vită din asta beteagă guvernatorului, vezi că te va primi el bine? Foarte interesant. Și în al treilea rând, cum am putea să fim acei oameni care sunt pe placul lui Dumnezeu, care să dăm lui Dumnezeu, să fim într-un curs, într-un proces în care suntem din ce în ce mai motivați și din ce în ce mai adevărați în privința aceasta, că dăm lui Dumnezeu ce avem mai bun pentru cel prea înalt. Ce am mai bun este pentru cel prea înalt. Îmi amintesc, permiteți-mi așa un moment mai personal, dar îmi amintesc cu bucurie, odată pe an mergeam la Baia Mare și așa în ultimii ani mai vorbeam, bineînțeles, peste an, dar îi vedeam față în față și mama în ultima perioadă a fost la pat. A stat în aceeași curte cu un nepot, dar era mai mult singură. Și femeie de la țară, simplă, cu puțină pregătire, dar cu o inimă sinceră și spune odată, într-o noapte a venit Domnul Iisus la mine în cameră. Și ce ai zis? Am întrebat-o. Doamne Iisuse, deschide frigiderul, ia ce îți place mai mult? Ce e mai bun de acolo? Ia-ți. Așa o știut ea, în simplitatea ei. Să-i dea Domnului ce e mai bun din ce are ea. Și m-am gândit că așa se cuvine să dăm lui Dumnezeu ce avem mai bun și mai valoros. A fost o experiență, dar să ne dorim, în primul rând, să dăm lui Dumnezeu ce avem mai valoros, ce avem mai bun. Primele roade. Să dăm lui Dumnezeu până acolo că ne costă, ne doare, dar știm că osteneala în Domnul nu este zadarnică. Știm că nu este o risipire, o pierdere, ci este adevărata investiție, tot ce ai dat lui Dumnezeu. Și ca să devenim astfel de oameni, dacă ar fi să valorific ceea ce s-a întâmplat atunci și Maleahii a înregistrat din partea lui Dumnezeu și a consemnat și a observat în viața poporului, este ca să fim astfel de oameni, într-adevăr avem nevoie de lumină. Avem nevoie de lumină să vedem bunătatea lui Dumnezeu. Dar lumina aceasta, să știți, că e mai mult decât lumina rațiunii, că stau eu și mă gândesc. Domnul Iisus, Tată, te laud că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți în felul veacului și ai descoperit pruncilor, cei smeriți, cei deschiși, cei doritori să primească. Ca să avem, e o situație supranaturală, să ai această lumină, să poți vedea bunătatea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu. Te întâlnești cu cineva și în viața unui om este și lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea diavolului. Dar tu vezi repede
lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă este ateu, el mai are ceva din chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Chipul și asemănarea este într-adevăr mai estompată, mai afectată și așa, dar el are ceva, el vrea să fie fericit. Dumnezeu a pus în el dorința aceasta de a fi fericit. Fericitul, că așa este Dumnezeu, fericitul Dumnezeu. Și deja asta este deja o cale comună de dialog. E nevoie de lumină, dar lumina se dă celor smeriți. De aia trebuie să ne smerim în vremul acestea, să putem vedea. În al doilea rând, vedeți, spune prorocia. Cuvântul lui Dumnezeu era pentru Maleahi, așa a fost și pentru Zaharia, este același cuvânt, o povară, o greutate. Adică ești preocupat, cuvânt, deci nu-ți dă pace. Ceea ce știi din cuvântul lui Dumnezeu, ce ai citit, ai o dorință puternică să trăiești, să împlinești, să vestești. Nu este doar o mobilă, un tablou, l-așez cumva, am pus ceva în cămară. Este o povară pe inimă și când ai o povară, nu te lași până când o descarci. Îți spune Dumnezeu pe inimă să te rogi pentru cineva. Nu, deci nu... Îmi amintesc... Bun, a fost, cred că este o experiență comună. Frații dintr-o biserică de la țară avusesem așa mai multe întrevederi cu ani în urmă, dar așa au dorit să ajung pe la ei și s-au rugat în direcția asta, că le-am spus, dacă vreți să ajung, rugați-vă. Mă întorceam noaptea de pe parte pe alta, trebuie să mă duc acolo la frați. Mai dormeam două ceasuri, trebuie să mă duc. Deci era, Dumnezeu pune o povară de felul acesta, ești foarte preocupat. La asta te gândești permanent. Și când te întâlnești cu cineva, foarte ușor faci click. Dacă te întâlnești cu cineva, foarte ușor ajungi la o discuție spirituală. Nu-ți trebuie două, trei ceasuri. Din câteva replici. Nu, atenție, că aici se poate întâmpla și cu limbaj de lemn și așa mai departe, dar asta nu înseamnă că la modul sincer nu se poate și trebuie să se întâmple. Și în mod special, vedeți, în Maleahi se vorbește despre frica de Dumnezeu. Așa se încheie. Deci, vedeți, vorbește despre frica de Dumnezeu și în 1:6, unde este teama de mine, și în capitolul 2, și spune, legământul meu era un legământ de viață și de pace și l-am dat ca să se teamă de mine. Asta este frica de Dumnezeu. Și în capitolul 3 se vorbește despre frica de Dumnezeu, 3:16. Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui. Vă dați seama, stau doi oameni cu frică de Dumnezeu, de vorbă, și Dumnezeu scrie o carte în ceruri. Este ceva extraordinar. În capitolul 4, pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii, slăvit să fie Dumnezeu. Deci, când Apostolul Pavel face radiografia neamului omenesc, fie evrei, fie greci, toți oamenii, frica de Domnul nu este înaintea ochilor lor. Oamenii nu au frică de Dumnezeu. Înseamnă două lucruri. Noi imediat sărim la respect, trebuie să-L respectăm pe Dumnezeu, să-L onorăm și așa este, dar acum urmează întrebarea cum anume îl onoresc pe Dumnezeu. N-aveau frică de Dumnezeu în sensul că ei gândeau așa cum scrie în 2:17 unde este Dumnezeul dreptății. Adică poți să păcătuiești, Dumnezeu e nepăsător, nu va interveni. Cine gândește în felul ăsta că poate să păcătuiască și că nu-i se întâmplă nimic, ăla este un om care nu are frică de Dumnezeu. Și de aceea, ca ne dăm seama, dacă vin înaintea Domnului cu o vită beteagă, vin cu resturile,
Păi mai pot veni atunci cu îndrăzneală, cu rugăciuni și așa mai departe. Zice că rugăciunile este un fel de a-l, cum zice aici, a-l obosi pe Domnul. Și zice, nu se găsește niciunul între voi care să închidă templu, să vă opriți și să vă reveniți. Și în mod special, și cu ocazia asta închei, realitatea este că ieșirea din robia babiloniană nu le-a schimbat inima. S-au produs schimbări, mai a nevoie, e adevărat, dar inima omului o schimbă numai Domnul Iisus prin puterea Duhului Sfânt și prin cuvânt. El este, de aceea, din capitolul 3 și capitolul 4, perspectiva este escatologică și duce spre lucrarea Domnului Iisus Hristos, care va face o lucrare de curățire, de sfințire și va da oamenilor o altă inimă, o inimă nouă. De aceea, noi numai așa putem să fim, datorită lucrării desăvârșite a Domnului Iisus Hristos. Când zicem Domn, înseamnă că El este stăpânul, El poruncește și noi executăm. Noi facem ce zice Domnul Iisus. Și îndemnul meu, pe care îl repet, mai citim odată Evangheliile și ne notăm toate poruncile Domnului Iisus. De aici pornim. Alea trebuie să fie prioritate. Că dacă nu, vor veni alte lucruri secundare care vor căuta să fie în prim plan. Domnul să ne izbăvească pe toți și să fim plini de dorință, de motivația aceasta ca ce avem mai bun să dăm pentru cel preanalt. Pentru că merită, pentru că se cuvine, așa este modul cel mai potrivit să ne exprimăm mulțumirea, recunoștința, pentru că Dumnezeu a dat ce a avut mai bun, ce a avut mai valoros, pe Domnul Iisus Hristos, ca noi să avem viață veșnică. Dacă nu e așa, atunci așa se explică în viața omului nemulțumirea, frustrarea, plictiseala, lipsa bucuriei, fără motivație la rugăciune, fără motivație în cuvânt. De ce? Pentru că nu dăm Domnului ce avem mai bun. Domnul să ne învrednicească să fim oameni care dăruim ce avem mai bun pentru cel preanalt. Amin.